Bună, Oleg. Noroc. Aș vrea să fac un interviu. Azi m-am opus la primărie. Din tăi s-a dus la punctul medical. Pentru că am ședința asta cu schimbarea domiciliului copilului. Îi merge din ce an? Din 2019, am cum pare. Schimbarea domiciliului la prima instanță șede asta. O ține judecătorul. De fapt, am și două recuzări cu judecătorul ca să-mi trimit. Eu n-am încredere pentru că m-am jucat cu măsa, dar asta e o altă problemă. Am trimis-o pe mama la medicul de familie să-și ară o dovadă, eu știu, de fac cu aista, că eu cu fata am fost la vaccinare. Eu am dus fata. Fosta soției din 2014 plecată în Italia, din martie. Și au venit acasă la sfârșitul 2016, eu știu, prin octombrie, noiembrie, atunci. Dar ce, acolo medicul când vaccinează copilul scrie cu ce părinte a venit? Nu scrie, dar în orice caz e știe cine a adus-o, că a, deci doar să mărturisească și amintească. E sat, știe că eu am fost noaptea cu fata odată când avea febră, la dânsă cu fata în brațe până în cap, cel de sat, e trăiește în alt cap și eu în alt cap, un kilometru undeva noaptea, mă duc cu ăsta. Și e sat și să știi om cu om, că cât acolo, 2000-2500 de oameni. Și cum bărbatul ea, îi primar, e domnul Ghenadei, a unii au făcut că fata eu am crescut tot timpul ăsta. Și el nu știe că eu am luat fata la ăsta, ce îi spune mama că fosta soției eu umblat cu fata la vaccină. Înțelegi nu? Și nu vrea să-i dea, să-i facă dovada și ei pentru judecată. Asta de-am fac, când grip cu advocata să fac eu legal, să-ți trimit prin poștă și gata, vrei, nu vrei, dar trebuie să dai răspuns legal. După ce ea pleacă la ISTA, pleacă la primărie. La primărie e șica lui medicul de familie, secretară. Ce sună? Nu, acum. Acolo e șica. Aista. Șica îi spune că-ți duc că nu-i face că aista. Copilul nu-i face grafic lui mama, dar mama știe destul de bine că are dreptul la grafic dintre vedeți. Mama ajunge acasă, îmi sună în ea. Eu caut telefonul la primărie, sun la secretară. Secretara știi ce îmi spune? Copilul e cu mama. Zic, femeie dragă, dar tu prin vorbele astea când spui că copilul e cu mama, tu ești compliciu. Mama are dosar penal, copilul e furat. Cum poți spune un lucrător a statului, unui copil, fostă soție, a fost în căutare, are dosar penal, ce spui copilul cu mama? Înseamnă că ei complici, eu participat la scoaterea copilului din stat. Dispune așa și liber. Dar ei ce au avut în vedere? Că nu-i faci grafic, că copilul cu mama a plecat șticotare. Da, dar conform legii și conform normelor morale, copilul are dreptul să-și cunoască și să comunice cu bunica, cu tata, cu tu toate rudele, nu? Mama s-a dus la primărie să-i facă grafic. E n-a vrut. Când copilul era în țară, și bunica are dreptul să-și comunice să o vadă pe nepoată. Are, Oleg, are. Și cel mai strașnic, că statul a avut, Dumnezeu să-l ia, că a avut dreptul să grăiască copilul. Și nici la moarte nu a fost copilul. Când tata a participat la creșterea copilului până la 5 ani. Și a fost, eu a lipsit copilul de asta. Asta e cel mai strașnic, pentru că asta nu poți să întoarce pe înapoi. Tata a murit, de-am. Tata a murit. Și cum spui lucrătorul ăsta care el îi apără nouă cetățenilor, face dreptate, dar nu-i dreptate, pentru că când faci consiliul sătesc, merge acolo, e conflict de interese. Merge mama medic de familie, merge tata, soțul mamei, primar, și ca secretarul a spus, trei dintr-o familie, se conflict de interese.
Aș vedem dacă chiar și un fel de alegeri votează asta, gata, îi dau că e conflict. Nu posibil, eu nu știu. Nu s-o mai văd așa ceva. Și ei se bazează că eu, și că lucrează alt și ca medicul de familie lucrează la Florești în poliție. Și se bazează că trăiește cu un anchetator și că. Și cred că se bazează în asta. Ei nu stiem. Și fel de, da, eu mă jur, eu, viața mea e copilul meu. E copilul care l-am crescut la 5 luni și nici un nenorocit din Republica Moldova n-a avut dreptul să ne-l ieie. Pentru că legea spune, copilul rămâne cu părintele care e atașat. Eu de 5 ani url în gura mare, protestul a făcut tot, nimeni nu trage atenție, copilul ne-i furat și-i dus. El trebuie să-l duc timp de jumătate de an înapoi. Statul nu vrea, eu nu știu de ce cam. Nu poate. Cum nu poate, Oleg? Pentru ce stat? Cum statul aici unde trăiesc eu, mi-o dat cetățenie să timp de jumătate de an și îmi plătește acum, dacă nu-i de lucru, statul îmi plătește. Cum statul îi plătește, așa nu poate. Pentru că dreptul omului, în primul rând, dreptul copilului meu, nu am eu, se încalcă. Și grav, copilul deamă e traumat psihic. Copilul, se încalcă și dreptul tatălui și dreptul copilului și bunica are de În primul rând, Oleg, după răspunsul că ne-a convins cu avocatul poporului, copilul, prin răspunsul acela care o dat, îi traumat psihic deam. Deam îi traumat, nici nu mă te spun așa. Copilul de nu mă recunoaște mine ca tată. Unii, eu l-am crescut, un copil ține cu mâini și cu picioarele de mine când să-l iei, nu vrei să ducă. Și acum îi spune la psiholog acolo că ei nu știu cel mai rău tată. Prin vorbile este copilul și copilul imediat trebuie judecătorul acum să pronunță și bă adus în țară și bă examinat de medic special, polițist, că se poate judeca. Acum judecata și odată el, judecătorul, nu poate judece. Pentru că nu știi cât e de valabilă licența aia. Și a fost sub trăista trască. Era către mama. Mama îi spune de 4 ani de zile că eu srău, srău, srău și psihologul o odiază către mama și către trăista. Înțelegi o lucru? Dar și trebuie să audieze copilul singur câți ani are? 8. Copilul singur, medicul trebuie să iei singur, să știe sub femeia care l-a traumat, care zice, zice, sus, că sreau, că sreau, că sreau, copilul și temeie și poate să așa, să așa. E frică băgată de atâția ani. Copilul se ne cu mâini și picioare de mine. La mine e foarte strașnic, la mine e strigător la cer, eu cât n-am murit când l-am luat copilul, eu așa stă reneu mare atunci. Dar îți închipui și stres are copilul cealaltă. Și stresul a avut. Asta e traumare psihică, asta eu nu mă te spun și las mă închidă dacă de asta. Eu nu să spun, eu sunt Norvegia, nimeni nu să asta. Eu sunt Norvegia. Nu să asta și nu știu cum alții spun că eu să spun că asta. Eu nu să spun. Și niciodată nu ne zic să mă caut cum asta. Nu, la comisar de la Florești ieri, în mai altă ieri am spus, la anchetator, astea am spus. La anchetator îi spun că ia că eu bănuiesc că aia sunt la primărie ca la primărie, dar medicul de familie s-a dat cu cine cu picul a spus copilul. Pentru că medicul de familie i-a dat toate vaccinele, toate astea, că au fost pregătite copilul să-l ducă acolo, să-l vei la școală sau asta. La grădiniță, la aici, trebuie toate vaccinele care o mărsie la vârsta de 4 la 6 ani și o arete. Și de un caz se întâmplă așa la copilul, de caz, ei să aibă, trebuie să aibă toate probleme, toate este, ori nu, toate din carticică. Carticica era dată cu dânsa. Eu când am chicat în spital, medica de familie atunci s-a spăriet, în 2 zile cu carticica era în primărie. Că eu văd că eu mă dășe numai să vin salvarea cu mai să mă duc până la spital. E atunci în 2 zile, nu știu cum m-au dus, atunci cu mașină, cum m-au stat, carticica era în 2 zile la primărie. Dacă zic că copilul nu era, că eu am fost odată cu și nu i-a dat ușurile tot. Și eu sunt acuțit și anchetatorul ăsta mă țin, sunt uite că cine se lucrează tot anchetator. Legea e pentru toți egală și cine nu arăta, cine a încălcat legea și altfel și mă arăta, eu așa cred că nu. Dreptatea trebuie să vii la suprafață. Pentru că aici... Justiție de treabă, dar nu prea avem în Moldova. Nu, eu am înțeles că acum este votat și judecătorul, judecătorul a trebuit și votat la acum e și votat asta. Judecătorul care e acum la mine, 4 ani de zile, o ținut la prima instanță, judecătorul ăsta trebuie și votat la răspundere, înțelegi? Nu, eu trebuie să trimit și mai de azi să fac pe asta și mă cu... Ah, că de ce tergiversează, de acord. Da, da, și acum am înțeles că e votat de-am trebuit, dar că nu e cu mântiul oficial. Și
Nu știu, sperăm, ole, că vedem. Eu la vară mă duc și mă duc la... Dacă vreau, eu să-i fac, să mă duc la Galben, Galben mă așteaptă. El mi-a propus să vină în Moldova și facem și deodată autoritățile astea înceapă a lucra. La TV8, la și la canal arată eu. Ah, la emisiunea lui Dorin Galben. Da, lui s-a făcut interesant și din spusele mele, dar sunt acte, nu că nu mă spun. Sunt acte și eu îți spun cinstit, eu cu medicul este familie, eu nu lăs așa. Până și voi trebuie să răspundeți asta, pentru că ești destul de tine copilul și ala, eu de mic l-am crescut. Eu am fost tată și mamă. Cum e poți spui cu fosta soție? Sunt acte, bărbați, sunt acte. Eu am crescut de la și până și vârstă, eu am dovadă. Și e spune cu tătul ăsta care nu coincide. Dar ați vedem că facem o cerere legală și ați vedem de așa că e cerere legală. Și eu spus la mama că Felicia, eu plătit pentru că a crescut copilul. O înțelegi ori nu? E, și dovadă e spune. E asta e, mă învinuiești că eu l-am bani copilul, copilul la ăsta. Pentru asta nu mă trebuie și cu trebuie răspundere. E are probe că Felicia ne-a plătit. Că spune așa ăsta. Eu cât, nu uși cât eu am la tine, cât postez, de când eu postez că copilul ăsta și acum e să-i spui lui mama că Felicia ne-a plătit. Înseamnă că e grăiești la Felicia. Eu nu-și spun la cale ele atâtea. Dar eu cu copilul meu n-am acces la copil. Și copilul n-are acces la mine. Copilul, mama care eu fost, îi spune mama lui mama mea copilul. Nu-i aude glasul. Copilul îi spune mama lui mama mea. Mă auzit pe mine, îi spune mama și mama îi spune. Și mama n-are acces la copil. Unii legea, singur te convins că legea are dreptul și mama. Și primărie trebuie să facă. După primărie, mama da judecată. Așa și acum, primărie trebuie să facă, dacă nu ăsta, mama da judecată. Și judecătorul dă-mi cu ăsta. Și am o primărie pentru judecata schimbare domiciliu foarte bună. Ca probă că se schimba domiciliu. Înțelegi? Nu, mama n-are acces. La copil. Dar nu se spui nia bunica, cu secretara, adică. Secretara că copilul e cu mama. În Italia unde mama are dosar penal cu copilul e frat. Cum pot? Eu nu știu cum un om așa care asta, cu cărbunii, cu lemnele, tot fix așa. Cărbunii cu lemnele din familie sunt neamurile lor, au primit amândoi din familie. Mama odată nu i-a dat un lemn. A lucrat 30 de ani la asta și pensionier pe tot. Dar sunt familii, rudele lor și rudele lui asistenta socială, toți, câte doi de familie au. Și lemn și cărbuni. La noi e mare, mare acolo. Dar asta ajungem la tot. Asta luăm din la asta. Pentru că și pe dreptate, trebuie și pe toți egal. Eu dat la unul bucăță de lemn, la tăți câte o bucăță, că ori nu dă la nimeni. Ori nu, cineva e cu steaua în frunte, dar cineva în gheață de fric. Ia că aici, cinstit, aici suntem toți pe un cântar. Așa nu-i că cineva a învățat și cineva a stat. Tot. Diferență nu-i. Aici e democrație. Am înțeles, Sergei, am notat. Bine, Oleg, dar aș să publici și aș să-mi trimiți.